Bine, v-am găsit, suntem tot pe 31 decembrie. Hai să mai stăm de vorbă, dacă tot suntem aici, mai fac câte ceva. Nu fac mare lucru, o să vă arăt și în pachetajul cu o mână, că nu împachetez eu acum cu totul, doar pun la loc această pânză anticondens. Și las așa, să se mai zvintă. Până în luna noiembrie, ați văzut că s-a promovat turta protect. Eu n-am dat. N-am dat și nu cred că voi da vreodată toamna turta proteică, în afară de o anumită rețetă a lui Daniel Călmuș, dar nici aia nu o să o folosesc. S-a recomandat, băgați turte proteice până crapa albina, da? Iar la luna asta, la început, mare emisiune, de ce mor albinile iarna. Culmea este că albinile mor tot din cauza că nu s-au hrănit bine cu turtă proteică. Și să nu vă pun acum Dumnezeu să începe să le dați turte. Dacă ați lăsat miere destulă aici, până aici, să știți că albina încă nu s-a mișcat. N-a mâncat nici un kilogram de mâncare, probabil. 2 kg, hai să fie 2 kg de mâncare. Dacă ați lăsat, lăsați-le în pace. Dar dacă vreți o dezvoltare urgentă, să știți că albina va recupera în luna martie, aprilie. Acum depinde și de mărimea coloniei, cât de mare este. Eu, cum am zis, nu vreau dezvoltarea anul ăsta chiar deloc care urmează. Vreau, dacă s-ar afla în stadiul acesta, în aprilie, albinile sunt foarte mulțumit. O să fie cam pe aceleași rame, probabil, dar până în capăt plin de albine și probabil pline de puiet. O să încerc să fac o lucrare atunci, să văd dacă reușesc să țin în frâu. Poate reușesc. Iată, am și pe 2 rame. Astea am 2 slăbuțe, de ce v-am arătat în filmul trecut pe o ramă și ăsta e pe 2 rame. Ăștia 2 sunt slăbuți. Nu s-au dezvoltat foarte tare nici în timpul verii, dar nu mă supără deloc. E foarte bine că sunt aceste albine, că mai avem ce face cu puietul în aprilie, mai. Așa. Deci asta e tot în pachetajul. Nu contează că e pe 2 rame sau o ramă. Important este să fie el sănătos, să nu aibă varoa, că din păcate varoa le nimicește. Am avut un stup și pe 20 de rame și în octombrie a fost mort. Singurul stup pierdut în octombrie. Bine, bănuiam că este gravă treaba cu el, cu varoa, dar nu știam că e chiar așa. Bun. Deci asta vreau să vă zic, feriți-vă să vă luați după mass media asta. Nu pot să le zic, nu sunt binevoitori, n-are nicio treabă turtele proteice, fiindcă albina de iarnă începe în luna august și dacă oricât de puțină păstură ai avea în stup, trebuie să urmărești un pic. Și atunci ai măsuri. Dar luna septembrie, nu, să dai turte proteice până le ia naiba pe albine. Păi se uzează, săracii, se uzează. Acum că sunt oameni care au alte scopuri de a promova, a face publicitate la anumite produse din care își ia și ei un comision, aia e treaba lor. La fiecare vânzare pe care o aduce ei iau un comision. Deci dacă
Cam așa funcționează acea reclamă care tot vedeți, la turte și la tot ce e pe net. Uite că nu se face reclamă să faceți o turtă foarte bună acasă din miere, sau dacă nu aveți miere, să se facă dintr-o miere albă. Se face miere și acasă din zahăr, se are aceeași viscozitate ca și mierea, n-are niciun gust, dar o folosiți la prelucrarea unei turte. Și în acea turtă puteți include și vitamine. Acum, chiar dacă aveți nevoie, eu nu dau anul ăsta nimica. Anul trecut am mai dat. Am dat turtă proteică cu pelin. Anul acesta nu urmăresc nicio dezvoltare. După ce voi face o lucrare în aprilie, voi trece la acid oxalic pe rame, pe care l-am folosit în 2017. Anul acesta voi renunța la uleiuri, temporar, nu de tot, e temporar, am altă ocupație, și voi trece la acidul oxalic pe rame. Fiindcă în prezența puietului e greu să ții varoa sub control. Albina nu are nevoie de zbor de curățire. Chiar nu are nevoie de acest zbor de curățire. Eu am mai risit la zilii să umiditatea aceea care era un pic aici pe această pâslă să se zvinte un pic. S-a zvântat, e foarte fain. Și acum mai stă soarele pe cer un timp. Și după aia închidem la loc, mai deschidem în martie, când voi verifica probabil coloniile care au măci căzute, care au nevoie de hrană, fiindcă mierea care au încă 2 luni de zile le ajunge fără probleme, adică până în luna martie. Sau dacă dă căldura la sfârșitul februarie, se poate acționa și atunci. Nu e nicio problemă. Hai să mă duc să împachetez și rândul din față. Așa. Și mare lucru, nu mai aveți ce vreți să le faceți la albine. Deschideți tupul să-l... Nu știu ce se poate face la albine. Dacă unii promovează că se pot face anumite lucrări la albine, albina trebuie să fie sănătoasă, să aibă mâncare, să n-aibă umiditate. În ultimul film care l-ați văzut, aveam folia pusă, n-am mai filmat, n-am mai avut chef de filme și iată acum, iată ce frumos, el stă acolo în ghemnici, nu, e cald, am 13-14 grade, nu e timpul pentru... Ele știu că vin câteva nopți de ger. O să vină minus... Aici la mine, în zonă, o să am minus 5, minus 6. Ziua 6 grade maxim. Asta e la mine în zonă aici. Acum nu peste tot e la fel. Iată ce frumos e ăsta. Am ajuns într-o situație încă când am foarte multe... albine, toate lăzile sunt pline și n-avea rost să pun două într-o ladă, fiindcă
Astea se vor dezvolta. Iată și ce poramă, ce frumos stă aici. A? Singurul lucru care trebuie urmărit e să aveți grijă la hrană. Pe ăsta îl urmăresc un pic mai des, undeva la o lună de zile așa. Mă mai uit peste o lună, acum are mâncare și să văd și cum evoluează timpul, da? Mâncare e aici, rame cu mâncare. Le-am lăsat în ladă, că n-am mai putut să le... N-am unde să le depozitez. Eu logistic stau foarte prost. O să întrebați de ce cu atâtea albine. Stai logistic foarte prost. Eu stau foarte prost, asta e situația mea. De vreo 4 ani numai cu boala și iată că atâta s-au tot înmulțit albinuțile până a ajuns într-o situație în care e o stupină rotunjoară, frumușic stupină, și mă bucur că am reușit din nou să refac stupina, cercetând îndeoseb varoa. Deci eu numai la varoa, numai cu varoa am de lucru, să știți, și a doua boală care decimează stupii e nosem. Atâta timp cât folosesc uleiul esențial sau acid oxalic, nu prea mi-e frică de nosema. Tratamentul pentru nosema este un medicament care se numește nosestat. E singurul care știu eu. Și e pe bază de acid oxalic. Iată acesta care n-a fost strâns. E, nu știu, chiar e curios. Ăsta nu l-am strâns, că ce, unde să mai pun ramele, unde? N-am mai avut și l-am lăsat așa. Să fie sănătos, da? Am pus două bețe deasupra, că nu i-am mai dat nici găuri în rame. Și când l-am văzut că s-a adunat, bă, stai tu pe 10 rame, dacă tu așa vrei. O singură ramă am reușit să-i pun aici și ăsta se va dezvolta în mod natural. În mod natural se va dezvolta ea. Iată, ăsta e mai micuț, ăsta a fost, ăsta e matca de rezervă a lui ăsta. Aici este o matcă care a fost izolată total și hai mă să-i fac o matcă. Hai să vedem, s-a prins mătcuța și n-a mai fost cazul să înlocuiesc. El s-a dezvoltat foarte bine. Foarte frumos s-a dezvoltat și l-am lăsat așa. Dacă tu așa vrei, așa te las. Așa. Foarte, foarte frumos. Și na, dacă vă place albinele, sigur e competiție mare acum pe piață, toată lumea vinde albine, toți care au avut, în tot, nu le mai trebuie albinuță, dar să știți că sunt situații în care le puteți, cum să zic eu, să nu se mai mulțească, să nu mai consumi cu ele, să nu mai cheltui cu ele, dar totuși să le menții, că sunt angrei, și pentru apicultură sunt angrei, dar sunt angrei pentru fiecare persoană în parte. Va fi greu să se apuce cineva acum de apicultură, fiindcă eu am toată... Am lăză, am centrifugă, am topitor, am tot ce-mi trebuie. Am și rame și mai am și faguri și cheltuielile se reduc foarte mult. Dacă mă întrebați câte familii sunt, vreo 40-45, cam pe acolo, sunt și ar trebui 40 de kilograme, cel puțin de foiță. Multe rame vor fi schimbate.
Dar cu lucrările respective sper să rezolv această problemă cu... Deci, vă ține stupina la nivel de supraviețuire fără să o desfințesc total, adică nevândut știu că nu se vând. Dacă cineva pe această cale aude că se uită la acest film, îți poate să vină să cumpere, ar bine, negociem. Eu sunt flexibil, persoană flexibilă. Puteți vorbi cu mine ce doriți, cât doriți, puteți să le veniți, să le vedeți, să alegeți. În afară de două familii se poate alege din oricare. Disponibile în funcție de cât consideră domnul, da, eu deocamdată merg pe premiza că nu se vor vinde nicio familie. Și voi face anumite lucrări să fie în considerare că nu se vor vinde. Și înțeleg de ce nu se vând. Este normal să nu se vândă. Da, nu. Acum vom vedea. Vom vedea ce și cum va fi. Așa. Bun. Cam atâta. S-a lungit un pic filmul, dar nu o să mă mai vedeți prea curând. Mai stăm un pic la iernat și noi. După aceea vom vedea ce va mai fi. Ce va mai fi în viitor. Bun. Până data viitoare, numai bine, la mulți ani pe anul 2021 și nu mai puneți botul la toate tâmpeniile. Eu am pus botul, m-a costat, știu ce înseamnă, sunt oameni, am văzut, să nu credeți că n-am văzut, care îmi cer numărul de telefon. Nu mă mai sunați, că nu vă răspund. Scrieți-mi pe Facebook. De ce nu răspund? Fiindcă nu pot să îngrijesc o stupină de la distanță. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Eu nu pot îngrijă o stupină care e la dumitale în curte, de exemplu. Uitați-vă pe filme, uitați-vă la mai mulți apicultori, vedeți acolo ce zic unii, alții, încercați să luați decizii cele mai bune. Eu... îngrijesc albina nu se îngrijește, eu zic acum, iar mai aș pune acolo și gata, am îngrijit stupul, îți moare și eu sunt de vină. Nu mai fac acest lucru, îmi pare rău, n-am ce sfaturi să vă dau, singurele sfaturi, îngrijiți albinile cât mai bine, informați-vă cât mai bine, ascultați, vedeți, dar nu mă întrebați ce și cum, că n-am ce să vă mai zic, nu pot. Ai cumpărat 3 familii de albine, spline de nosema, sunt pe 10 rame, nu le-ai dat de mâncare, nu le-ai tratat, nu le-ai dat ce le trebuia la timp și vii în luna octombrie, că din cauza că tu ai zis să iau rama aia sau scutur, că n-avea matcă și era plin de trântori, au murit și eu sunt de vină. Îmi pare rău. Fiecare să vă îngrijiți albinile, așa cum înțelegeți, luați cărți, citiți și cam asta, basta. Nu mai îmi cereți număr de telefon, că nu vă mai dau niciun sfat, nimic. Vă bucurați că vă mai fac câte un filmuleț odată la 2 luni și cam asta este. Cei care fac bani după urma dumneavoastră n-au decât. Până data viitoare, numai bine!